22 ianuarie 1 ian 1 cu 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea păcatului. La recunoașterea păcatului trebuie neapărat să urmeze și o mărturisire. Cu adevărat, acest lucru este de o importanță majoră și în zilele noastre, aceasta nu se mai ia în serios, cu toate că din textul nostru rezultă legătura directă între iertarea venită de la Dumnezeu și mărturisirea păcatului. Unde Dumnezeu a activat prin Duhul Sfânt și a făcut o trezire, acolo s-au recunoscut păcatele și acestea au fost aduse în lumină. În ziua de azi se tace asupra acestora, sau, eventual, sunt spuse doar lui Dumnezeu, care și așa le știe pe toate. Nu ceea ce este ascuns trebuie să ajungă la lumină, ci ceea ce se descoperă devine lumină. Avem promisiunea că dacă mărturisim păcatele noastre, El va fi credincios și drept și El ni le iartă. Nu mărturisirea în sine iartă vina, ci credința în sângele Domnului Isus dar mărturisia este o condiție a lui Dumnezeu pentru iertare. În Iacov 5,16 suntem chemați direct, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Întunericul trebuie condus sub sângele lui Isus, dar și la lumină. Este o necesitate simplă ca să fie o legătură clară și netulburată cu Dumnezeu și o condiție pentru cunoștința că Dumnezeu a iertat păcatele. Cine se eschivează aceste cereri a lui Dumnezeu nu va avea bucurie, binecuvântare și un cer deschis. Foarte ușor cade iarăși un păcat, fiindcă păcatul rămâne în ascuns. Duhul lui Dumnezeu înfăptuiește recunoașterea păcatului și îl conduce înspre mătruisirea păcatului. O pace minunată, Afla ceea care, prin credință, merg pe calea aceasta. Ea este deosebit de importantă. Unii oameni au ajuns, prin păcatele lor, la pagube. Aici nu numai că trebuie recunoscut păcatul, dar pe loc trebuie rezolvat și adus la ordine. Nu poți aduce sub sângele lui Isus o hoție și să păstrezi obiectul furat în continuare. Prin aceasta faci un mare păcat. Aici putem învăța de la Zacheu care a dat împătrit înapoi celor pe care i-a înșelat. Cu cât mai clară este recunoașterea păcatului, mărturisirea păcatului și pocăința în viața unui om, cu atât mai bune sunt condițiile ca să înainteze pe calea mântuirii. De aceea să aduci odată legătura ascunsă la lumină, primește apoi pe încredință iertarea în rănile lui Isus, și atunci vei fi iertat. Dar nu mărturisi vina ta la cineva care el însuși este încă în legăturile păcatului, ci du-te la un adevărat păstor de suflete care într-un anumit punct sau în altul îți poate da îndrumări bune.